Aurul monoatomic a fost găsit într-o anforă în interiorul sălii proiecțiilor în urma descoperirilor făcute în anul 2003 în munții Bucegi, așa cum apare descris în cartea lui Radu Cinamar, viitor cu cap de mort. Ce este mai exact acest aur și ce îl face așa de special? Pulberea de aur monoatomic, căci sub această formă a fost găsit, are culoarea alb strălucitoare cu atomii plasați într-o rețea bidimensională Spre deosebire de aurul obișnuit care are culoarea galbenă și atomii plasați în rețea tridimensională. Pulberea de aur monoatomic este foarte dificil de obținut, mai ales în formula de puritate foarte mare, așa cum o prezintă unele texte antice și puținele referiri alchimice autentice din perioada evului mediu. Știința actuală nu a putut obține până în prezent această puritate extraordinară a pulberei de aur monoatomic, Conform unor studii, acest tip de aur are efecte terapeutice incredibile asupra țesuturilor vii, în special în ceea ce privește capacitatea lor de regenerare. Se pare că NASA manifestă un interes deosebit în ceea ce privește tehnologia de obținere a aurului monoatomic, investind deja sume uriașe în această direcție. În forma ei pură, pulberea stimulează anumite fluxuri și schimburi energetice la nivel celular și mai ales la nivel neuronal. Cu alte cuvinte, ea provoacă un proces foarte accelerat de întinerire. Se pare că un om poate să trăiască în același corp fizic timp de mai multe mii de ani, cu condiția să consume la anumite intervale de timp și într-o cantitate bine determinată această pulbere. Acest lucru este de neconceput pentru condiția și mentalitatea omului contemporan. Însă acest lucru explică multe aspecte enigmatice din istoria omenirii, legate de longevitatea incredibilă a unor personaje importante. Aurul monoatomic, găsit în munții Bucegi, prezintă în conținutul său un alt element care se pare, conform celor ce l-au cercetat, că nu există pe Pământ.